se încheie un proces verbal de predare-preluare a spațiului cu dotările aferente, în ideea că la predarea spațiului să fie dotările exact cum le-am predat. Deci să nu fie discuții cu chiriașii că au avut ceva sau n-au avut în dotare. Asta e singura. Am obișnuit odată cu plata fiecăruia după consum. A fost separare, încălzire proprie, apă rece, apă caldă, contorizată. Și acum e foarte greu și de-aia sunt și așa neînțelegeri și să revenim la cheltuieli comune. Dar, ce să zice, ne pare bine și pentru asta, că am stat care unde am putut și lucrurile, nu ne-am putut lua un lucru a nostru personal cu noi, pentru că am locuit în locuințe... Unde ați stat până acum? Am stat în B40, aici, pe Sfânta Vineri, aproape, și am avut mare noroc cu familia asta că ne-au înțeles și ne-au pus la dispoziție apartamentul, bineînțeles, contra unei sume, și plus cheltuielile, să plătim cheltuielile care le-am, era normal să le plătim, că le-am făcut noi. Cum vă simțiți de astăzi? Veți locui într-o casă? Cum mă simt? Vă spun sincer, mă simt mai demnă, că nu stau la mila cuiva și chiar dacă mai sigur, îmi dă mai multă putere să muncesc, să lupt în continuare, că va fi o luptă care cred că va trebui să o ducem și... O să cred că aici e casa mea, deci o să mă organizez în locul ăsta, deși nu se poate compara cu ce am pierdut, dar e o situație, o alternativă. Au fost probleme cu chiria, cum s-a rezolvat? Acum, chiria am înțeles că o să o plătim după suprafața închiriată, eu nu comentez la chirie, deci o să o suport și cheltuielile care aferente... familie, deci membrilor din familie o să le suportăm, pentru că așa e normal. Eu cred că dacă faci niște cheltuieli, nu știu la ce sumă o să se ridice. Noi sperăm că totul se va calcula, deci având în vedere, să se ia în considerare statutul ăsta a nostru de persoane de defavorizate, sau cum să mă exprim. Deci așa suntem. Am suferit o pierdere mare și acum ar trebui... cine să țină cont de asta, să nu ne bage la cheltuieli, să se ajungă la salariile îs cum îs și să nu ajungem să acumulăm cheltuieli. Vreau din tot sufletul să poată toată lumea să plătească cheltuielile, să trăim demn. Când ai o datorie și nu poți plăti, atunci ai o povară în plus. Și asta când nu. Vă veți muta în apartament? Cât de repede. Deci nu mai stăm pe pretenții de confort și de, vreau să spun, la mobilier și la... O să ne luăm ceva strict necesar și cât de repede vrem să fim în casa noastră. Deci acestea sunt cheile de la noul nostru apartament. Ne bucurăm că am reușit să ajungem aici și că sărbătorile de iarnă care o să vină în curând o să ne prindă pe drumuri, pe la prieteni, pe la rude, unde am stat și până acum. Și cu toate că noi am semnat contractul pentru 5 ani, cu chirie în acest bloc anele. Sperăm să nu dureze atâta timp pentru ca problema să fie rezolvată. Sperăm ca, nu știu, măcar în 2 ani de acum înainte să... Repede, măcar un an, nu 2 ani. Ne pierde răbdările că 2 ani stăm și plătim chirie și... E așa un lucru... E așa o coincidență, parcă avem tot apartamentul 10, că l-am avut și în vechiul bloc, e 24. Poate că... Cred că suntem singuri dintre toți ceilalți locatari care avem, care am stat în apartamentul 10 și acum avem tot apartamentul 10. Poate că este o coincidență fericită, poate, nu știu, este un semn. Când vă veți muta? Sperăm cât de curând, când o să rezolvăm și problema cu mobila, pentru că a fost încă un efort în plus pe care trebuie să-l facem. Să cumpărăm din nou mobilă, nu știm dacă mobila pe care am cumpărat-o pentru acest apartament va fi potrivită și pentru viitorul nostru apartament, la fel unde vom construi noul bloc. Și a trebuit să ne gândim foarte bine, am tot sperat că vom primi discounturi de la firme și sperăm că în cel mai scurt timp o să reușim să ne mutăm zilele acestea, îmi dorim noi. Oricum, înainte de sărbătorile de iarnă, în orice caz.